Salut! Astăzi vă voi prezenta proiectul Decodificator Cod Morse pentru materia Sisteme cu microprocesoare. O scurtă prezentare. Asta este Arduino-ul acesta. El este cel care decodifică, care codifică și transmite informațiile către cealaltă plăcuță din dreapta. Deci avem un Arduino Uno, avem aici modulul RF, care transmitem wireless informația, acest fotorezistor, acolo sub folia asta un buton prin care setăm pe cele trei tipuri de lucru, decode, encode și transmit. Mai avem și un LED tot asociat cu acest Arduino, LED-ul acela de acolo. LED-ul este cel care codifică informația decodificată prin codul Morse. Inițial, pentru a transmite informații, o să folosesc o aplicație de Android prin care trimit mesaje codificate în cod Morse prin intermediul blitzului. În partea dreaptă avem un SP8266 ThinkDev. Puteam să folosesc orice altceva, dar pe ăsta l-am găsit mai la îndemână și plus că era mai micuț. Avem un ecran prin care afișăm informația decodificată și informația fiind codificată de Arduino. Deci, practic, ecranul ăsta e doar pentru a ne verifica dacă codificăm în mod corespunzător informația prin cod Morse. SP8266 are și el un fotorezistor, acest ecran și un alt modul RF. În momentul de față, ăsta funcționează în mod transmițător, asta în mod receptor. Desigur, ele pot fi folosite în ambele moduri, pot fi și transmițătoare și receptoare în același timp. Ca un bonus, la SP8266 am mai pus acolo un shift register. L-am folosit pentru a putea utiliza ecranul LCD pe 3 pini în loc de 6, pentru că față de Arduino Uno are mult mai puțin pini. Așa. Putem să începem atunci. O să încep cu un mesaj mai scurt, care este foarte scurt, short message. O să încep cu unul scurt pentru a putea vedea rapid tot flow-ul. Și eventual apoi o să dau pe fast forward pentru un flow cu un mesaj mai lung. Ok. Dacă am poziționat corect, LED-ul ar trebui să decodifice. Cred că o să decodific cu ambele în același timp, să ne verificăm. Iar apoi pe cel din dreapta o să-l las pe decodificare, iar pe cel din stânga o să-l las pe codificare. Și putem să începem. Ambele au început să decodifice. Acum este la message. Short message. Asta este corect din stânga și acum să vedem și în dreapta. Ne-a spus că s-a terminat decodificarea. Avem un buton aici prin care putem să vedem mesajul. Short message. Este corect. Acum așteptăm tot pentru o decodificare. Acum o să mai apăs o dată. Asta e modul de RF, prin care putem să vedem mesajele venite la modulul RF, dar o să-l las momentan tot pe decodificare. În partea stângă am verificat mesajul a fost corect. Acum o să comut prin acest buton, o să comut în următorul mod care este de encode și prin care o să folosim LED-ul. Și acum o să apăs pe el. În stânga ne-a spus că a terminat de codificat, în dreapta ne-a spus că a venit un nou mesaj și acum putem să vedem mesajul. Short message, deci a fost codificat corect. Ok. Acum putem să îl lăsăm pe modul RF
Și dacă mai apăsăm în stânga o dată pe acest buton, mesajul care a fost codificat prin cod Morse o să fie transmis prin modulul RF. S-a transmis. Aici ne anunță că a trimis cu succes ultimul payload. Se trimite sub formă de payload-uri pentru că modulele RF pe care le-am eu pot transmite 32 de biți. Ok? Și să vedem și mesajul. Short message, deci a fost transmis corect și prin RF. Acum putem să încercăm un mesaj mai lung și aici o să vină partea de fast forward, așa că o să las pe decode și să putem repeta acest ciclu. O să las și pe asta pe decode.